Salutare, parior, sunt Cătălin de la Biletul Minus Zilei cu Concom, alături de colegul meu, Alex Iacob. Bine v-am regăsit la emisiunea Bilete și Ponturi BZC. Astăzi eu cu Alex vă vom propune câte un bilet în parte pentru fiecare campionat important ce se desfășoară în acest weekend. Alex, te salut! Te salut, Cătălin. Venim după Champions League. A fost ultima emisiune, am prezentat două bilete de Champions League. Am reușit să bipăm biletul de miercuri, din câte am observat. O cotă de 4 Okay. și ceva. O cotă de 4. Galata și Sevilla și Braga peste 3,5 cartonașe. Am bifat, așa cum am anticipat. Și Copenhaga, nu numai că nu a pierdut la o diferență mai mare de 3 goluri, ba chiar a reușit să obțină un rezultat de egalitate cu Bayern. Exact. Da, și până să începem cu biletele. Zic să invităm băieții și pe site acolo unde ca de fiecare dată găsesc toate meciurile din campionatele importante analizate, dar și partide interesante din toate sporturile, nu numai din fotbal, dar și pe Telegram acolo unde dăm startul lunii decembrie și sperăm să avem din nou multe bilete câștigătoare, cum am avut și până acum. Da, am reușit câteva pariuri live. Noi jucăm acolo și pariuri live, câteva pariuri bune pe ziua de 1 decembrie. Biletul echipei tot acolo în grupul de Telegram. Vă lăsăm link aici în descriere să puteți să vă alăturați grupului nostru de Telegram. Acolo vă puteți expune și voi părerile la meciurile de fotbal. Dacă aveți și voi ponturi și informații, le puteți lăsa acolo în grupul nostru de Telegram. De asemenea, și pe Instagram ne puteți urmări și pe TikTok avem conturi. Ne puteți găsi pe toate Toate platformele. rețelele. Exact. Bun. Zic să începem, Cătălin, cu Da. prezentarea biletelor. 6 bilete avem, așa cum v-am obișnuit de altfel. Exact, da, 6 bilete și din nou te menționat faptul că majoritatea, adică toate, în afară de cel din România, sunt făcute la Unibet, Alex, nu? Da, sunt la Unibet. Dacă nu aveți cont, vă lăsăm un link promoțional în descriere să vă deschideți un cont și să beneficiați și de un bonus de bun venit. Am observat că suntem destul de profitabili cu aceste bilete la Unibet, Are cote destul speciale, da. de speciale acestea, ce sunt destul de interesante. Și zic să începem cu biletul din Premier League, Cătălin. Da, în Premier League avem prima confruntare, cea dintre Arsenal și Wolves, și amizam noi peste 0,5 offside-uri al lui Arsenal. Arsenal care ar trebui să fie cea care atacă în această confruntare și pe durata celor 90 de minute sau mai nou 100 de minute cu tot cu prelungiri, că se joacă foarte mult. Cel puțin o dată ar trebui să fie surprinsă în offside echipa londoneză, o cotă de 1,32. Da, mă uitam acum pe ultimele două meciuri din Premier League cu Brentford și Burnley. Arsenal a avut 3 offside-uri și cu Newcastle a reușit să, nu știu, între ghilimele a reușit Exact. să aibă un offside. Singurul meci a fost cel din Champions League cu Lens acum recent, în care nu a avut offside, dar nu știu dacă are mare relevanță. Un offside poate să iasă într-o 100 de minute, zic eu, destul de lejer, mai ales pentru o echipă care este Atac. ofensivă și ar trebui să aibă majoritatea atacurilor. Exact. Bun, hai să trecem mai departe. Următorul meci, Nottingham Forest cu Everton, peste 6,5 șuturi pe poartă, o cotă de 1,36. Pare să fie un meci echilibrat. Ar trebui să avem atacuri de ambele părți și zic eu că 7 șuturi pe poartă nu par să fie atât de greu de realizat. Da, este foarte important aspectul ăsta, că este un meci echilibrat și că vor ataca ambele echipe. De altfel, este un meci foarte important pentru cele două, mai ales pentru Everton, care vine și după aceea de punctare. Are mare nevoie de puncte. Oricum, Nottingham nu are un avans foarte mare față de zona roșie și, cum spuneai și tu, Alex, linia pentru șuturi este destul de scăzută la această confruntare. 7 șuturi pe poartă, zic eu că putem vedea, chiar dacă este un meci între două echipe din jumătatea a doua clasamentului din Premier League. Da, sezonul trecut cele două s-au întâlnit tur-retur, da, două meciuri. Am avut parte de 7 șuturi pe poartă, respectiv 13 șuturi pe poartă. Deci și în sezonul trecut cele două au reușit să atingă această linie. Și de altfel, în majoritatea meciurilor din acest sezon,
ale ambelor echipe, am văzut cel puțin 7 șuturi pe poartă. Da, bun, mai departe avem meciul foarte interesant între Newcastle și United și am mizat noi pe cel puțin 3 cornere obținute de United. United care practic același fotbal care scârții în toate încheieturile, dar pe de altă parte este una dintre echipele din Premier League cu cea mai mare medie de cornere. Sincer, nu o văd să obțin mai mult de un punct din această deplasare, dar când vine vorba de cornere, așa cum am spus, este una din echipele de top din Premier League, obține foarte multe astfel de faze, pe care, din păcate pentru ei, nu prea le fructifică. Exact. De altfel, Newcastle a câștigat ultimele două meciuri directe cu Manchester United, 3-0 și 2-0, nu le-a dat nici măcar șansa să marcheze. Dar, cum ai spus și tu, mai ales că știm cu toții, campionatul din Premier League produce o medie destul de ridicată de cornere, de lovituri de colț și, cum am mai specificat și acum și în emisiunile anterioare, și durata meciului este destul de mare. Acum ajunge să aibă peste 100 de minute de joc, ceea ce sporește, crește șansele să vedem cât mai multe faze de poartă. Exact. Bun, trecem mai departe. Următorul meci, Liverpool cu Fulham. Simplu, mizăm aici pe o victorie a lui Liverpool, o cotă de 1.24. Pe teren propriu, nu cred că ar fi o problemă să se încurce Liverpool. Mă uit acum peste ultimele 5 meciuri la Liverpool pe teren propriu, le-a câștigat pe toate fără probleme. De fapt, văzusem o informație, ultimele 10 meciuri de pe teren propriu, dacă nu mă înșel, da, ultimele 10 meciuri pe teren propriu, toate câștigate de Liverpool, toate câștigate la handicap, de cel puțin 2 goluri diferență. Și că tot ziceam de ultimele 5 meciuri, doar Toulouse a reușit să-i marcheze lui Liverpool ultimele 5 meciuri de pe teren propriu, dar scorul final a fost atunci 5-1. Și Fulham, clar, o echipă cu mult inferioară din toate punctele de vedere lui Liverpool, o echipă care se va mulțumi dacă va rămâne în Premier League și Liverpool nu poate să rateze victoria acum pe teren propriu, să rămână acolo în lupta pentru primul loc alături de City și Arsenal. Da, nu cred că pot fi adăugate alte cuvinte la acest meci și trecem la ultimul de pe biletul din Premier League. Chelsea cu Brighton, mizăm pe minim 3 cornere în dreptul lui Brighton, o cotă de 1.27. Din nou un meci ce pare, cred eu că este mai echilibrat decât o arată cotele. Da, cel puțin așa ar trebui. Zic eu că sunt șanse destul de mari să vedem o surpriză la această confruntare, cel puțin din punct de vedere al cotelor. Brighton are o cotă undeva la 4.60 să se impună și dacă ne uităm doar așa simplu peste forma echipelor, Chelsea doar 2 victorii în ultimele 5 meciuri, una dintre aceste victorii fiind în cupă cu Blackburn, o echipă din ligile inferioare. În schimb, Brighton pare că și-a revenit așa ușor-ușor, este neînvinsă ultimele 7 meciuri, ultimele 7 meciuri. De altfel, în ultimele 10 meciuri, Brighton are o singură înfrângere cu Manchester City, un 2-1, un alt rezultat strâns. Și eram acum curios să văd o cotă pentru X2, o cotă de peste 2, în jur de 2. Cred că este, da, în jur de 2 și ceva. 2, uite, chiar 2.15, 2.20. Cred că ar merge încercat. Da, și pariul nostru, 3 cornere, Brighton cu siguranță, adică eu zic așa că Brighton va avea multe momente din acest meci în care va controla, va avea posesia și cel puțin 3 cornere sunt, adică e o linie ușor de realizat. Da, mă uit acum pe ultimul meci direct, jucat chiar recent în cupă. Brighton a reușit să aibă numai puțin de 8 lovituri de colț, chiar dacă a pierdut acel meci cu 1-0. A avut majoritatea ocaziilor și a reușit să aibă și 8 cornere și minim 3 în acest meci nu văd să fie o problemă. Încheiem cu biletul din Premier League, avem o cotă de 3.51 și o miză de 200 de lei. Mergem mai departe în Franța și începem cu partida dintre Le Havre și Paris Saint-Germain. Un nou pariu simplu avem aici, să se impună oaspeții Paris Saint-Germain, o cotă de 1.34, nu știu ce poate fi spus foarte detaliat la această confruntare, clar diferență foarte mare de valoare între cele două echipe.
Da, cota este chiar deja ușor, ușor în scădere, a ajuns la, mă uit acum, la 1,30, 1,32. Le Havre, de altfel, un sezon mai bun decât se așteptau chiar Exact. și ei, mă gândesc, da, nu cred că se așteptau să fie pe locul 8 după 13 etape, însă rămâne totuși o echipă destul de modestă și contra echipelor de top, cum este PSG, nu cred că poate să emită pretenții. Am văzut, a pierdut și cu Lille și cu Marseille, adică când a jucat cu echipe din partea superioară a clasamentului, nu a reușit să facă față. Și da, e clar, PSG, dacă va lua în serios acest meci, și cu siguranță cred că o va face, pentru că nu are un avans atât de mare în clasament și ar trebui să câștige acest meci. Bun, mai departe mergem la meciul dintre Monaco și Montpellier, unde avem un Betbuilder 1x și 2 plus, o cotă de 1,33. Monaco favorit în această confruntare, clar echipa mai bună. Mă uitam acum în 6 meciuri jucate până acum în Liga 1 pe teren propriu, are 5 victorii și o înfrângere, înfrângere venită cu Nice, un 0-1. În rest a jucat foarte bine Monaco pe teren propriu. Montpellier, o echipă așa de mijlocul clasamentului, chiar și dacă vorbim de meciurile din deplasare, 6 meciuri, au obținut 7 puncte, 9 goluri marcate, 9 goluri primite. Iar din punct de vedere al golurilor, Monaco este pe primul loc. Are o medie de 3,5 goluri pe meci și 11 din cele 13 s-au terminat cu cel puțin două goluri. De partea cealaltă, 10 din cele 13 jucate de Montpellier s-au terminat cu minim două goluri. Meciurile directe au fost destul de echilibrate. Vedem și victoria lui Monaco, dar și a lui Montpellier, dar în acest sezon Monaco este net superioară, iar în meciurile directe vedem acolo foarte multe goluri marcate și ar trebui să vedem din nou o partidă spectaculoasă, dar partidă care să se îndrepte așa ușor, ușor spre un rezultat favorabil gazdelor. Da, așa ar trebui. Mai avem două meciuri, Alex, pe biletul din Încă Franța. două meciuri, Lille cu Metz. O cotă destul de ok, o linie de două șuturi pe poartă în dreptul lui Metz la 1,26. Am pus-o noi pe bilet. Metz a mers destul de ok până acum în campionat. Da, surprinzător, dacă ne uităm, e neînvins sau în ultimele 4 meciuri. Nu a dezamăgit din punct de vedere ofensiv, 15 goluri marcate, nu apărare pare să aibă probleme, 20 de goluri primite și Lille, clar, e favorit în această confruntare, mai ales că joacă pe teren propriu, e într-o formă destul de bună, dar, cum spune și tu, Alex, pentru linia asta de cel puțin două șuturi pe poarta lui Metz, zic eu că merită încercat pariul ăsta și cota asta de 1,26. Bun, și încheiem cu din nou un meci pe cartonașe la Marseille cu La Rennes, așa Marseille, cum da. v-am obișnuit de altfel, peste 2,5 cartonașe, o cotă de 1,29. Mi se pare că Marseille iar vine după un meci cu cartonaș Roșu. roșu, Da, nu. nu în dreptul ei, în dreptul celor de la Ajax Exact, da. în Dar, Europa. cum am tot spus în emisiunile anterioare, am tot mizat pe meciul lui Marseille, pe cartonașe și nu prea am rămas așa dezamăgiți. Cel puțin 3 cartonașe acum cu Rennes. Meci care e destul de important, meci tare pentru ambele echipe, nu este diferență mare între ele, ambele cu pretenții, în mod normal, la locurile europene, chiar dacă nu au avut cel mai bun start de sezon și nici acum nu se regăsesc oarecum, sunt undeva la mijlocul clasamentului. Dar, cum spuneam, meci echilibrat, meci cu pretenții pentru ambele echipe și cu siguranță va fi destul de încins, mai ales pentru Marseille. Bun, și avem o cotă de 2,90 pe acest bilet din Franța, din nou o miză de 200 de lei și trecem la biletul din Germania. Începem cu meciul dintre Leipzig și Heidenheim, o cotă de 1,23 pentru o victorie a lui Leipzig. Cred că este mai mult ca sigur că Leipzig ar trebui să se impună, nu? Da, mă uitam, Leipzig este, nu mai știu alături de ce alte echipe, dar este una din principalele favorite să câștige în acest weekend în campionatele importante.
Și asta, chiar dacă ne uităm așa peste forma de moment per total, am spune că Leipzig nu impresionează, dar trebuie să ne uităm pe meciurile de acasă, acolo unde Leipzig chiar joacă. Și mai ales în Bundesliga, are în meciurile de pe teren propriu, are 4 victorii și 2 rezultate de egalitate și 19 goluri marcate în 6 meciuri și doar 4 primite. De partea cealaltă, Heidenheim este pe ultimul loc la capitolul ăsta, meciuri în deplasare. 6 meciuri, are un singur rezultat de egalitate, 5 înfrângeri, 6 goluri marcate și 16 goluri primite. Deci, cam toate ingredientele pentru victoria lui Leipzig în această confruntare. Da, și cred eu că acele înfrângeri pe care le vedem în dreptul lui Leipzig în ultimele meciuri ar trebui să impulsioneze și mai mult să reușească să obțină cele 3 puncte contra unei echipe nou promovate. Nu ar trebui să se împiedice, fiindcă situația este destul de strânsă acolo în fruntea clasamentului și sunt obligatorii cele 3 puncte contra unor echipe micuțe cum este Heidenheim. Da, mai departe avem meciul dintre Bochum și Wolfsburg și noi am ales peste 3,5 șuturi pe poartă ale lui Wolfsburg. Wolfsburg care începuse foarte bine acest sezon din ce am aminte de Bundesliga. Acum, în ultimele 5 meciuri a șchiopătat, așa are o singură victorie în ultimele 5 meciuri de campionat. Bochum, clar, echipă de duzină. Așa se va mulțumi dacă va evita retrogradarea. Și chiar dacă joacă în deplasare, zic eu că diferența asta de valoare, clar, în favoarea lui Wolfsburg și linia destul de scăzută totuși pentru 4 șuturi pe poartă, ar trebui să fie depășită de Wolfsburg această linie. Da, Wolfsburg a reușit surprinzător să câștige de 2 ori contra lui Leipzig, atât în cupă cât și în campionat în ultima etapă. A avut 4 șuturi în acea victorie cu 2-1 din campionat și majoritatea meciurilor au reușit să atingă această linie. Vedem 5 șuturi cu Bremen, mai vedem și cu Augsburg, au reușit 6 șuturi, iar Bochum este o echipă destul de permisivă în apărare, 25 de goluri încasate, destul de mult pentru 12 etape și știm cu toții fotbalul din Germania este unul destul de deschis și ar trebui să vedem destul de multe faze de poartă. 4 șuturi pe poartă la o cotă de 1,38, zic eu că e un pariu bun. Mai departe, avem un GG, unde așteptăm la spectacol la meciul dintre Borussia Mönchengladbach și Hoffenheim. Și o cotă destul de mică care reflectă ceea ce am ales noi, 1,38 pentru acest pariu. Da, nici nu puteai să-i dai altă cotă, având în vedere că meciurile Exact. directe, 7 sau ultimele 8 meciuri directe s-au terminat cu gol marcat de ambele echipe. De altfel și în acest sezon, dacă ne uităm peste rezultate, vedem medii destul de ridicate. Două echipe ce practică un fotbal foarte ofensiv. Gladbach are 11 din 12 meciuri de campionat s-au terminat cu cel puțin 3 goluri, o medie de 4,3 goluri pe meci. La fel și Hoffenheim, 9 din cele 12 s-au terminat cu minim 3 goluri. Ar trebui să fie o partidă spectaculoasă, două echipe apropiate ca valoare, ceea ce ne face să credem că vom vedea gol marcat de ambele echipe. Exact. Și ultimul meci pe biletul din Bundesliga. Avem un nou pariu special. Total șuturi pe poartă ale lui Freiburg, peste 2,5. Freiburg care joacă în deplasare la Mainz în această etapă. Freiburg care, sincer, joacă destul de bine, mai ales din punct de vedere ofensiv. Da, și cred eu că are și un plus de valoare față de Asta clar, adversarul da. ta. Chiar dacă joacă în deplasare, cred eu că va controla acest meci și va reuși să aibă minim 3 șuturi pe poartă. Și cum a specificat și mai devreme, fiind un meci de Bundesliga, nu ar trebui să ducem lipsă de ocazii, de faze de poartă și la fel cum s-a întâmplat și în celelalte partide ale lui Freiburg, să vedem 3 șuturi pe poartă în dreptul echipei. Bun, o cotă de 3,09 pentru biletul din Bundesliga și la fel o miză de 200 de lei și trecem la biletul din Serie A, acolo începem din nou cu un pariu simplu, AC Milan Frosinone, 1 solist. Da, Frosinone, o echipă nou promovată, a jucat destul de bine în acest sezon, peste așteptări, însă cred eu că Milan va fi impulsionată, mai ales după acea înfrângere din Champions League.
să șteargă un pic cu buretele, mai ales în fața propriilor suporteri și să vină cu o victorie, cu cele trei puncte care sunt foarte importante, mai ales cum arată acum situația în clasament. Da, dacă n-ar fi o surpriză acum, n-ar trebui ca... Are ceva probleme de lot, mă uitam, Milan, însă totuși jucători destul de buni. Frosinone are cel mai slab lot din seria. Da, și de altfel este unul dintre cele mai slabe echipe când vine vorba de meciurile din deplasare. Și zic eu că e denotat faptul că în runda precedentă Milan a profitat de meciul dintre Juventus și Inter, termina la egalitate, a reușit să apropie, Milan impunându-se în partida cu Fiorentina cu 1-0 și din nou are șansa să se apropie și mai mult de lider, de Inter, care Inter joacă în deplasare la Napoli în această etapă și Milan cu Frosinone pe teren propriu chiar ar trebui să se impună dacă are pretenția să ducă așa o luptă la titlu. Bun, și trecem mai departe, Fiorentina cu Salernitana, minim două cartonașe în dreptul oaspeților, în dreptul Salernitanei, o cotă de 1.30. Știm cu toții, în seria se acordă destul de multe cartonașe. Am mai jucat noi pe cartonașe și ne-au ieșit de regulă. Da, și zic eu că este important faptul că Fiorentina va fi echipa care va controla această partidă, clar, echipa superioară, Salernitana, cea mai slabă până acum în seria, este ultima, un gol averaj de minus 15 până în acest moment, cu siguranță va încerca să fragmenteze jocul așa încă de la început și dacă Fiorentina va reuși să controleze așa cum ar fi normal, cred eu că e destul de greu să nu apară cartonașele în dreptul oaspeților. Da, uite, mă uitam pe meciul cu Lazio, Salernitana a avut 6 cartonașe și în meciurile directe cu Fiorentina, în ultimul meci direct a avut 3 cartonașe, a mai avut meciuri în care cu Fiorentina în care a reușit să încaseze 2 cartonașe și nu văd să fie o problemă, mai ales că avem la centru și un arbitru care acordă destul de ușor cartonaș. Exact. Mai departe avem meciul dintre Udinese și Verona, un nou pariu special aici, total șuturi pe poartă ale lui Verona, peste 1,5, o cotă de 1,29. Din nou o linie foarte scăzută, Alex, și adică două șuturi pot să apară chiar din nimic, practic din nimic în orice meci, zic eu. Exact, chiar și o echipă de amatori când joacă cu o super echipă poate așa din nimic să tragă la poartă și să aibă cel puțin două șuturi pe poartă. Iar Verona cu Udinese cred eu că va fi un meci mai echilibrat decât o arată cotele. Udinese este favorită, are o cotă de 1.75 la victorie, însă situația din clasament ne arată faptul că cele două sunt acolo apropiate, 11 puncte foarte Udinese, bun, 9 Verona. Va fi o luptă destul de crâncenă pentru evitarea retrogradării și o văd pe Verona să tragă destul de tare în acest meci. Vine după un egal 2-2 cu Lecce și mă gândesc că va încerca să obțină și acum un rezultat pozitiv. Da, așa este și cum spuneam, două șuturi, o linie destul de scăzută. De altfel, știi tu că va fi un meci foarte echilibrat. Ne uităm dacă pur și simplu, o simplă aruncare așa de ochi pe cele două echipe. Vedem, au gol averaj identic, ambele au marcat 9 goluri până acum, ambele au primit 18, deci nu este o diferență foarte mare între cele două. Și chiar dacă joacă în deplasare Verona, zic eu că va reuși să dea două șuturi pe spațiul porții. Și tot pe șuturi pe poartă mergem și la ultimul meci de pe bilet. Minim 3 șuturi pe poartă în dreptul lui Inter. O cotă micuță, dar cred eu că este destul de realizabilă, 1.22, Inter care cred că este peste Napoli în acest sezon și cred că va și obține un rezultat pozitiv în acest meci. Va controla partida, cel puțin așa intuiesc eu, și minim 3 șuturi pe poartă ar trebui să reușească. Da, Inter clar este cea mai bună echipă în acest sezon din Serie A. Cumva pentru Napoli este cât se poate important meciul ăsta, pentru că dacă va reuși să se impună, a reușit să se apropie la 5 puncte față de Inter și cumva ar reintra așa în,
în cursa pentru primul loc, chiar dacă nu are un sezon strălucit. Dar, cum ai spus și tu, Inter este cea mai bună echipă a momentului în Serie A și este favorită cam în fiecare meci, chiar dacă joacă și în deplasare de multe ori. Bun, și avem o cotă de 2,91 pe biletul din Serie A. Trecem la biletul din Spania, din La Liga, Bilbao cu Vallecano, minim două cartonașe în dreptul lui Vallecano, o cotă de 1,26. Da, cam același principiu ca și la meciul dintre Fiorentina și Salernitana. Bilbao va fi echipa care va controla această confruntare, clar echipa mai bună, joacă și pe teren propriu și Vallecano oricum este o echipă destul de agresivă. Așa, și chiar am urmărit câteva meciuri în acest sezon ale lor și practică un fotbal destul de agresiv. Tot pe minim două cartonașe am mers și weekendul trecut la Vallecano cu Barça. Atunci a avut trei cartonașe, cota era destul de asemănătoare ca cea de acum. Da, la Liga se acordă destul de multe cartonașe și în acest meci, mai ales că Bilbao joacă destul de tehnic și va încerca cu siguranță să obțină cât mai multe faze de poartă acolo în apropiere, faulturi să obțină și arbitru cu siguranță va scoate cartonașul. Exact, și mizăm din nou pe linia de peste 1,5, dar de data aceasta la offside-uri, la meciul dintre Osasuna și Real Sociedad, am mizat noi ca Osasuna să fie prinsă de cel puțin două ori în poziție de offside, o cotă de 1,45, o cotă foarte bună. Și mă uitam acum peste ultimele meciuri ale Osasunei, cam are experiență și este prinsă destul de des în astfel de ipostaze, în afara jocului, mă refer. Da, și mai mult de asta, nu neapărat că Osasuna are o medie ridicată, ci Sociedad permite adversarelor să aibă multe offside-uri. Mă uitam acum în meciul cu Sevilla, i-a permis Sevillei ei două offside-uri. Stă destul de sus, uite, cu Almeria a avut contra lui Sociedad de 5 offside-uri. Stă destul de mult acolo linia de fund sus și adversara este jucătorul din atac, este deseori surprins în offside și de aceea credem noi că Osasuna va fi surprinsă de două ori cel puțin în afara jocului. Bun, mai departe avem meciul dintre Almeria și Betis, un pariu ceva mai simplu aici, un X2, o cotă de 1,33, clar Betis e echipa mai bună în această confruntare. Almeria, de altfel, cea mai slabă formație din La Liga, nu are nicio victorie până acum, doar 3 rezultate egalitate și 11 înfrângeri și asta cred că spune totul despre această partidă, mai ales că Betis este într-o formă bună, este neînvinsă în ultimele 5 meciuri, cel puțin din ce văd eu aici, 3 victorii, 2 rezultate de egalitate. Da, și are doar 2 înfrângeri Betis în 14 etape, 0 victorii pentru Almeria, doar să nu ne lovească ghinionul să te întâmple acum prima victorie când jucăm noi pe contra lor, dar nu cred că au forța necesară să câștige. Betis, o echipă destul de pragmatică care de regulă și obține punctele cu echipele acestea din subsolul clasamentului. Exact. Bun, ce mai avem pe bilet? Mai avem Sevilla cu Villarreal. Mizăm pe sub 7,5 șuturi pe poartă în dreptul Sevillei. Mi se pare o linie destul de mare. Nu o văd pe Sevilla totuși să aibă mai mult de 7 șuturi pe poartă într-un meci cu Villarreal care nici nu cred că, nu știu, poate să obțină un rezultat de egalitate, dar e greu de crezut că va obține victoria. Da, este greu și oricum, cum ai spus tu, linia este foarte, foarte ridicată. Sub 7,5 șuturi pe poartă, e un pariu foarte bun, o cotă de 1,30, în condițiile în care Sevilla nu prea strălucește, adică nu are victorie. Nu strălucește mai deloc, pentru că nu are, în ultimele 10 meciuri, are o singură victorie și aia în cupă, o echipă exact, de amatori. Adică nu strălucește deloc, nici din punct de vedere ofensiv, nici din punct de vedere defensiv și Villarreal, chiar dacă este pe locul 12 în acest moment în clasament, nu putem spune că este o echipă de a doua jumătate a clasamentului, clar este o echipă cu jucători foarte valoroși și cum linia este atât de ridicată, zic eu că n-ar trebui să avem probleme la pariul ăsta.
Bun, avem și pe biletul din Spania o cotă de 3,16 și avem în încheiere biletul din România, Cătălin, bilet pe care l-am jucat la Betan. Da, la Betan am mers pe biletul din România și începem cu partida dintre Botoșani și Rapid București, un bet builder pentru o cotă mai mare, un X2 și Rapid să înscrie o cotă de 1,34. Rapid, clar, echipa mai bună în această confruntare. Botoșani, de altfel, cam cea mai slabă echipă din campionat. Nu vreau să spun din nou alături de Dinamo, că iar mă cerți, dar... Vreau să te cer să se supere Botoșani, Dinamo. Bine, hai să ne legăm de Botoșani, și așa nu este o echipă cu atât de mulți suporteri, să nu mă cerți. Rapid trebuie să răzbune rezultatul din ultima etapă, atunci când a condus cu 2-0 cu Cluj și a pierdut cu 3-2, nu își permite să scape cele 3 puncte chiar în această confruntare, zic eu. Da, avem toate aturile să bifăm acest pariu, fiindcă Botoșani este singura echipă fără victorie în cele 17 meciuri, deci 8 egaluri și 9 înfrângeri, ceea ce ne justifică acel X2, iar din punct de vedere al golului marcat de Rapid, Botoșani are și cea mai slabă defensivă, 35 de goluri încasate, în timp ce Rapid, atenție, are cel mai bun atac, 33 de goluri marcate. Exact. Și mai departe avem tot un bet builder. La meciul dintre UTA și Hermannstadt avem sub 4,5 goluri și sub 12,5 cornere, o cotă de 1,26, din nou o cotă foarte bună. Pe două pariuri destul, adică cât se poate de safe așa duse liniile, adică mi-e aproape imposibil să cred că se vor marca 5 goluri la meciul ăsta. Și cine știe cum, prin ce miracol să fie 13 cornere, doar să fie într-o singură fază vreo 3 cornere, 4 cornere la rând, în rest nu cred că... Da, doar să avem ghinionul ăsta să fie o fază cu mai multe cornere în același timp, însă este totuși destul de greu de crezut, mai ales pentru campionatul României, campionat cunoscut ca având o medie destul de scăzută la acest capitol de cornere. Iar din punct de vedere al golurilor, mai mult de 4, Hermannstadt nu a avut în niciun meci din cele 17 în acest sezon, iar la UTA doar 2 meciuri s-au terminat cu mai mult de 4 goluri, dar acesta pare să fie așa genul acela de meci închis, tacticizat, și ambele echipe vor încerca să joace prudent și la greșeala adversarei. Nu cred că vom avea de altfel nici mai mult de 2 goluri, dar în fine. Bun, hai să trecem mai departe la Craiova cu Cluj, minim 2 goluri în meci, o cotă de 1,40. Da, sezonul trecut ar fi fost o problemă oarecum cu pariul ăsta, poate pentru că Cluj era echipa aia care se închidea foarte mult, acum stă foarte bine din punct de vedere ofensiv Clujul, 31 de goluri marcate, 17 goluri primite, de partea cealaltă Craiova... Cam la același nivel, pot spune, 25 de goluri marcate, 17 goluri primite. Și să vedem din punct de vedere al meciurilor de goluri. În 17 meciuri jucate, Craiova 13 de peste 1,5 goluri, Clujul 12. Deci, statisticile, să zic așa, indică la un meci de goluri și mai ales meciul în deplasare al lui Cluj, o medie de 3,8 goluri pe meci. Da, și mă uitam și pe meciurile directe. Ultimele 8 meciuri directe s-au terminat cu cel puțin 2 goluri. Nu a fost spectacol, însă am văzut cel puțin 2 goluri în multe meciuri directe. Plus că ambele echipe, cel puțin CFR-ul, cam scârție în ultima perioadă. Craiova pe teren propriu știm cu toții că cu fanii aceia, cu suporterii, încearcă să facă cât mai mult spectacol și cu siguranță cred eu că Craiova va marca, dar nici CFR-ul nu se va da la o parte. Mă gândesc că vom avea goluri de ambele părți, dar am zis să fim mai safe pentru 2 goluri în meci. Da, oricum este o cotă foarte bună, 1,40 pentru cel puțin 2 goluri marcate, încă se mențin aceste linii destul de ridicate în România. Bun, și încheiem cu meciul. Te las pe tine. Hai, te las pe tine, Cătălin. Avem meciul dintre FCSB și Oțelul Galați, din nou un bet builder. 1-3 goluri, practic, să marcheze FCSB-ul. Cel puțin un gol, cel mult 3, o cotă de 1,30. Și aș spune că este un pariu foarte bun pentru că sunt de părere că FCSB joacă pe teren propriu și mai mult ca sigur va reuși să înscrie pentru că reușește să facă asta meci de meci. Dar nu cred că va reuși să scrie mai mult de 3 goluri pentru că joacă cu Oțelul Galați, care știm cu toții ce face Dorinel acolo și
nu știu, nu prea Da, primește Dorinel așa de multe face goluri. treabă foarte bună, menține echipa acolo, nu știu dacă cu șanse la play-off, dar pentru o echipă nou promovată s-a descurcat destul de bine în acest sezon și atenție, are cea mai bună defensivă din campionat, de aceea nu cred că FCSB-ul va marca mai mult de 3 goluri în acest meci, fiindcă Oțelul s-a descurcat foarte bine pe partea defensivă în acest sezon. Da, sincer, că ai spus tu de Oțelul și de play-off, sincer, nu cred că nu va prinde play-off-ul, nu o văd făcând asta. Adică cu atâtea rezultate de egalitate mi-e destul de greu să cred, dar cu siguranță zic eu că nu va fi una dintre echipele care va retrograda. Asta clar, pentru că are o echipă foarte compactă, da, și îl are pe Dorinel acolo, Dorinel Munteanu, care menține strictețea, menține ritmul de joc și cred că face o treabă bună și poate sezonul viitor o va vedea pe Oțelul în play-off. Bun, ce cot avem, Cătălin? Avem o cotă de 3,07 pe biletul din România, din nou 1200 de lei și un câștig de 614 lei. Și cam astea au fost biletele noastre, Alex, pentru acest weekend. 6 bilete, ultimele emisiuni au fost destul de profitabile, sperăm să bifăm și acum. Zic eu cel puțin două. Avem nevoie de două să ne scoatem investiția, trei să ieșim pe profit. Da, ceva de genul și sperăm să realizăm acest lucru. Acum să vedem când ne mai vedem, Alex, când să facem o nouă emisiune. Cred că ne vedem weekendul viitor, pentru că săptămâna aceasta nu avem meciuri de Europa. Sau posibil să avem etape intermediare, ceva? Este etapă intermediară în Premier League și am putea să facem, de ce nu, și mai sunt câteva meciuri și prin Franța și avem și în Europa League, chiar meciul lui Villarreal cu Maccabi Haifa. Și da, cred că putem veni cu vreo două bilete la mijloc de săptămână. Și de ce nu să ne axăm, avem meciuri și în Olanda, văd în Scoția, Cehia, Elveția, deci am putea forma, cum ai spus și tu, două, trei bilete pentru acest mijloc de săptămână și după să ne vedem cu clasicele bilete de weekend. Bun, te las, Cătălin, ne auzim la episodul următor și dorim să fiți profitabili și să fiți inspirați să reușiți să faceți bănuți din acest domeniu. Bun, vă salut și eu și ne revedem emisiunea următoare.